seara, dragii noștri, e sâmbătă. Știm că ați avut o săptămână plină de griji și probleme, dar mai știm că v-ați adunat toată familia la televizor. E adevărat? Și așteptați cu mare nerăbdare să înceapă unicul show în care puteți reveni în paradisul copilăriei. Haideți să intrăm! Avem și astăzi doi invitați deosebiți pe care îi cunoașteți, dar probabil niciodată nu i-ați văzut în mintea copiilor. Primul nostru invitat, din copilărie visa să devină actor și a evoluat în scenă în rolul lui Romeo pentru prima dată. Acest rol i-a adus mare succes și el a devenit actor, nu pur și simplu actor, dar artist emerit. Astăzi a venit împreună cu soția dumnealui, Larisa, care este farmacistă. Și vreau acum, într-adevăr, să-i scăldați în aplauze Iurie Negoiță, artist emerit împreună cu soția. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, poftim, crești. Mac, noi suntem bunica Rățușcă, bunelul Rățoiu, mac. Bravo! Dragii noștri, vă aflați în pragul lumii copiilor. Noi nu vă permitem să pășiți pentru că așteptăm parola. Roni, de ce taci? Tu ești vameșul la noi astăzi. Ba da, dar vedeți bine că am vrut să spun că și eu, ați spus că s-au adunat lumea în fața televizorilor. Păi vreau să spun că și eu m-am adunat aici. Păi te-am văzut, te salutăm. Am fost în Antarctida și acum am venit special ca să mă întâlnesc cu bunul meu prieten, Iurie Negoiță! Mersi mult! Sigur. Și acum parola. Parola? Un banc. Un banc. Nu știu dacă bancul, bancuri despre copii sunt mulți, dar unicul, când întreabă că vine acasă copilul, spune că îi spune la alt prieten. Părinții mei m-au adus, adică acasă m-au adus Cocostârcul. Și când s-au uitat la mine, eram atât de urât că mai n-au luat Cocostârcul acasă. Așa că sunt sigur că voi nu ați trecut prin cataclizmele astea cocostârcice. Roni! Da. Cocostârcul tot are nasul mare, așa că eu cred că tu-i permiți domnului Iurie Negoiță împreună cu soția să pășească în paradisul copilăriei, nu? Ba da, cu cea mai mare plăcere! Accesul e permis, dragii noștri! Am observat că vă place culoarea verde, da? Păi... Canapeaua verde e pentru dumneavoastră și vă veți numi astăzi echipa verde. Echipa verde, așa. Da. Eu, grupa mea, cât de susținere să fiți puternici? Și acum, haideți să-l invităm în scenă pe cel de-al doilea invitat. Vreau să vă spun că el în copilărie era foarte, foarte răzbunător. Dacă îl supăra cineva, arunca în el cu bombe din nisip și ziare. Era o invenție a lui. Și probabil anume din cauza aceasta, pornind de la ziare, a dorit să facă ziaristică. A absolvit facultatea de ziaristică, dar a înțeles mai târziu că muzica îl face fericit. Și chiar dacă numele lui adevărat este Iurie Ciubotaru, astăzi îl cunoaștem sub un alt nume care ne este foarte drag, Ricky Ardezianu, care a venit împreună cu soția dumnealui, Stella. Bună seara, copii! Bună seara, tante Ludmila! Bună seara! Bine ați venit! Bună seara! Bine ați venit la show, tante Ludmila, show! Care este parola voastră? Deci, parola noastră este exprimată pentru un banc. Pentru voi copii și pentru voi copii maturi. Odată, o cioară și cu șoricelul se întâmplă să zboare în avion cu ursul. Prima îl ciupea de ciup, al doilea de călcâie, până când Moș Martin, enervat la culme, i-aruncă dracul din avion. Pe la jumătatea căderii libere, cioara îl întreabă pe șoricel. Mă, tu știi să zbori? Nu, răspunse șoricelul. Atunci de ce te lești de urs, bă, boule? Da, și vroiam să spunem că noi n-am venit singuri, noi am venit cu copiii noștri dragi, Vlaicu, Ornela Tincuța și Daniela, care îi sunt... Îi salutăm cu mult drag! Roni, ce zici? Și dumnealui este un bun prieten al meu, așa că cu plăcere! Îți mulțumim, Roni! Deci aveți și dumneavoastră accesul. Canapeaua galbenă grazie, Nicoră, merci, este pentru dumneavoastră și vă veți numi echipa galbenă.
Cum credeți? Ce o să vă oferim noi astăzi ca să vă facem dispoziție? O săptămână liberă. O vacanță la munte, ori wow, la mare. Wow, wow. Bine, vom ține cont de asta pentru data viitoare. Iar acum cadouri de la Oriflame Moldova! Wow! Aveți aici produse cosmetice pentru toată familia și vreau să vă spun mulțumim. Că la Oriflame se plătește cel mai puțin pentru calitate. Încercați să uitați că sunteți adulți. Amintiți-vă cum gândeați când erați mici, pentru că veți avea nevoie de asta. Primul nostru concurs. Niște copii vă vor explica un cuvânt, așa cum îl înțeleg ei. Dumneavoastră trebuie să vă dați seama despre ce este vorba. Dacă ghiciți din prima etapă, aveți 2 puncte. Dacă din a doua, doar 1 punct, pentru că va fi mai ușor. Așadar, primul cuvânt pentru echipa galbenă. Lumea copilor, papantilul nimașu. Cum sunt? Cacă. Sunt răi. Eu niciun... N-are inimă, n-are nimic, numai el, numai murdărie are într-însu. Că mi-e rasă ce vă urât. Așa, da. Ele trăiesc afară, da. Și intră în casă câteodată. Nu voi. Eu mușcă și suge sângele. Nu mușcă. La burtică. Mărinii au așa ca o șuvită, neagră. Ei au la fel picioare. Ei au 4 picioare. 2 aici și 2 acolo. Dinți are? Așa mi-e ce. Nu știu. Poți să fie și gândat? Ei sunt mititei, acum la pisic și la câine. Sunt și amititei și ei pot să zbor și sar la om. Eu nu știu care mâncare are, dar el ceva mănâncă în pisică și în câine. El nu miroase mâncare. El știe că asta e mâncare bună, că el a mâncat odată și știe. Dacă nu a mâncat odată, asta e... El ia și mănâncă o bucată. Dacă place, el poate spune lucruri. Așa înțeleg copiii acest cuvânt. Ei sunt răi, trăiesc afară, câteodată intră în casă și au 4 picioare. Nu știu, nu știu, spuneți că nu știu. Da, întrebarea a fost pentru echipa galbenă. Nu știu, nu o să ghicească. Cum credeți, o să ghicească din prima etapă? Nu! Da, trebuie să ghicim. Aveți 10 secunde să vă consultați. 4 picioare au, da? 4, da. Și sar. Păi copiii cred că ei sar. Aha, dar ei zboară. Iepuri, duc iepuri. Probabil că... Zboară, are 4 picioare, 6 urechi și ochelari. Aha. Arici. Probabil că este vorba de purice, nu? Dacă ei trăiesc la mâță și la pisică. Deci, varianta dumneavoastră de răspuns este purici. Da, puricile. Continuăm explicația. Așa. Tu poți să mănânci multă înghițată, algină. Da. Ci doare gâtul. Sunt în gât. Dacă cineva e bolnav, e afară. Dacă tu ceva mănânci în jos? În ce gâtul ăla? Ce o să pune? Am câți?
îți pot aduna într-un om, în organismul omului? 3, 4, 5, 2, 3, 1. Unul nu poate. Dacă unul de la unul, tu nu așa de tare tușești. Poate și 10, 1, nu 1, dar 2, 3, 4. Și unde stau eu? În organism. Nu în organism, e ca aici. Acolo la mine. La mine, a mâine sunt. Și eu tușesc. La mine și cu nas. E mică, mică, eu nu știu dacă am. Poate am, de poate nu. Ce-ar putea să fie? Probabil soția domnului Iurie Neguriță și-a dat seama că dumneavoastră este farmacistă. Deci, noi vorbeam, am vorbit de purice în prima repriză, de vreme ce el este purtătorul de microbi. Bravo! Microbii sunt. Bravo, bravo! Echipa galbenă are un punct. Bravo! Soția mea pare mi-a zis că ține cu rivalii noștri. Noi ne bucurăm că echipa galbenă are un punct și acum să vedem cum o să se descurce echipa verde. Roni, cum crezi? Va fi ușor pentru echipa verde ceea ce am pregătit noi? Eu cred că da. Va fi ușor? Adică nu știu. Nici eu nu știu. Cuvântul pentru echipa verde. Și cum e? Ia-mi cum scrie. Deci, mare. Deci, oameni, cu multe oameni erau. Fericiți, frumoși. Era bine. A fost ectang dansat, am dansat, am mâncat. Jumate de sal trebuie să aibă până la 50 de ani. Jumătate de sală până la 30 de ani. Sunt mari, în burzătica. Ceilalți sunt îmbrăcați în răchiță sau în niște costumi. Era la bunica lui băiețelul nana mea. Era țara foarte mare, era acolo foarte bine, era frumos. Casa era frumoasă. Nu dăm voie acolo cu copii. Da, bărbații. Sunt piedică. Dor purtica. Și încă ce-i mai dor? Capul. Și încă? Gura. Da, dar gura de ce te doare? De vorbă mult sau de tortă? De vorbă și de tortă. Ce-mi trebuie mie? Acolo fac gălăgie. Încă nici nu eram. De unde era? Păi nu eram. De fapt eram în... În pastilă. Unde? În pastilă. Pe, pe, pe,